va fi doamna Andreea Aron, care va și recita, va și cânta ceva, tot pentru Sfânt Viene. Mulțumim! Bine v-am găsit! De curând a fost... De curând a fost sărbătoarea solstițiului de vară și a Sfânt Vienelor, pe 24 iunie. Sfânt Vienele sunt zilele bune ale mitologiei române, care aduc fertilitate, belșug polbelor și rod bogat. Așa că am să le chem să fie alături de noi în această călătorie în luna formelor și ale culorilor și să știe că aceste zile bune ne ajută să ne împlinim dorințele. Înainte de a le chema printr-un descântec, vă invit ca toți împreună să intrăm în lumea basmelor și să ne luăm fiecare armăsarul năzdrăvan sau murgul fermecat, care, în mod surprinzător, este ceva foarte la îndemâna fiecăruia, adică respirația noastră, și să punem mâna pe inimă și să ne conectăm cu inimile noastre prin respirație, astfel încât să putem percepe această sinergie a artelor, prin sunet, prin cuvânt, prin poveste și prin tablouri, să percepem cu inimile deschise. Așa că vă invit să punem împreună mâinile pe inimă și să... inspirăm și să expirăm împreună de 3 ori și să pornim în călătorie. Inspirăm. Inspirăm și expirăm și a treia oară. Și ne imaginăm cum inima noastră se deschide ca o floare și acolo, în miezul ei, găsim magia poveștii. Cu luniță de mireasă,
Ce bucurie în casă, casă-l o iarba, și urțânta mi-o-i afla. Casă-l o iarba, și urțânta mi-o-i afla.